Deputații și senatorii sunt plătiți lunar cu sume pentru care românii cu salarii mici trebuie să lucreze o jumătate de an sau chiar mai mult. Timp de 3 minute în fiecare zi vă arătăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ și veți înțelege singur dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi analizăm activitatea lui Ciomo Botond, ales în circumscripția electorală numărul 13 Cluj pe listele UDMR. Înainte să ajungă în Parlament, Ciomo Botond a fost timp de 10 ani consilier local în Cluj-Napoca. Această sesiune parlamentară a fost o modificare importantă în activitatea mea, să zic așa. Am fost numit în Comisia Permanentă a Camerei Deputaților și a Senatului de Supraveghere a Serviciului Român de Informații. Până acum mi-am desfășurat activitatea în Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriilor și de aici a trebuit să-mi dau demisia când am fost numit în această nouă comisie. Acesta este primul său mandat de deputat. Dacă luăm în considerare datele oficiale, activitatea sa din Camera Deputaților este la cota de avarie. 25 de luări de cuvânt, o declarație politică, 8 întrebări și interpelări, 43 de propuneri legislative și un proiect de hotărâre inițiat. Durata luărilor de cuvânt este de 35 de minute și 48 de secunde. Deputatul UDMR Cluj nu este foarte interesat de participarea la vot, deși aceasta este una dintre obligațiile parlamentarilor. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 1595 de voturi. Rezultă că prezența sa la votul electronic este de doar 48%. Ciomo Botond este mai prezent la zilele maghiare din diverse zone, la inaugurări, comemorări și la drumeții pe munte, decât la vot în plen. Mai un vot, mai un chiul, mai o plimbare, timpul trece, banul vine. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul încasează o indemnizație lunară de 10.226 de lei. Ce a făcut pentru Cluj, deputatul UDMR o spune chiar el. Am încercat să fac rost de bani pentru centrul ocolitoare. Eu 10 ani am fost consilier local și, din păcate, de 10 ani tot vorbim despre această centură care este vitală Clujului. Am încercat și anul trecut și anul acesta, din păcate, n-am reușit să conving guvernul să aloce fondurile necesare pentru demararea lucrărilor, dar am speranțe, măcar ca la anul. Am încercat să fac rost pentru fonduri care sunt necesare prelungirii pistei de decolare și aterizare de la aeroport. Este momentul să aflăm care sunt punctele tare ale deputatului UDMR Cluj. Fidel partidului din care face parte, activ în mediul online, implicat în activitățile comunității maghiare și fără probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: prezență foarte scăzută la vot, număr redus de luări de cuvânt, propuneri legislative puține și audiențe în număr mic. Aș fi mai bucuros dacă aș avea și mai mult timp să țin legătura cu alegătorii. Am reușit parțial, în fiecare săptămână am ținut audiențe, dar cred că ar trebui să-mi aloc mai mult timp pentru această chestiune. Pentru activitatea din acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului UDMR Cluj, Ciomo Botond.